După festinul de Crăciun, giurgiuvenii au ieșit din nou la cumpărături, de această dată pentru seara de Revelion. Tarabele din piața centrală erau pline cu fructe și legume, iar clienții nu s-au lăsat deloc așteptați. După masa copioasă din zilele de Crăciun, gospodinele spun că vor pregăti mâncăruri mai ușoare. Așadar, de pe masa giurgiuvenilor de Revelion nu vor lipsi fructele și peștele, aceste alimente devenind deja o tradiție pentru toți românii. Faceți ultimele cumpărături? Cred că sunt ultimele astea. Ce v-ați gândit să pregătiți pentru noaptea din Crăciun? Cât mai puține. Și cât mai puțin grase. Și anume? Mai puțin salat, mai multe salate, ceva cu o pasăre și cam atât. Niște aperitive ușoare, mai puțină carne. V-ați gândit să respectați și vreo tradiție că în seara de anul nou se spune că este bine să mâncăm și anumite feluri de mâncare? Niște pește ar trebui să avem pe masă, încă nu l-am cumpărat, mă mai gândesc. Revelion? Da, ultimele cumpărături. Și ce v-ați gândit să pregătiți? Păi pregătesc un tort, pregătesc salată, punem și struguri pe masă și cam atât. V-ați gândit să respectați? Am tăiat curcanul, facem ciorbică, facem fripturică și friptură de porc la grătar. În rest, să fim sănătoși. Ce v-ați gândit să pregătiți pentru noaptea dintre ani? De toate. Alimentație, ceva obișnuit, ne, și nu abuzăm. V-ați gândit o zic ca toate celelalte. Ce v-ați gândit să preparați pentru Revelion? Un curcan. Cu masa plină sau pe jumătate goală, toată lumea privește cu speranțe spre noul an 2014. Așa se face că astăzi, în piața centrală, tradiționalul miel pe care, dacă îl mângâi, va aduce noroc, se afla în brațele unui giurgiuvean, pregătit așa cum se cuvine pentru clienți. În fiecare an, de 35 de ani de când merg cu mielul ăsta, altul, uite așa, de sănătatea la copii, sănătatea la toată lumulița, sănătatea și a mea și la toată lumea să dea Dumnezeu. Și de ce Domnul este bine să pună mâna pe miel? Dacă e bun la Dumnezeu îl face bine, că e în credința lui Dumnezeu, a suflat pe Dumnezeu când s-a născut. În noaptea de Revelion mai este bine să mănânci fasole, mazăre și alte legume care se umflă, despre care se spune în alte culturi că poartă noroc. Verdețurile sunt și ele indicate pentru noaptea dintre ani, care sunt strâns legate de ideea de prosperitate. Așadar, tot ce rămâne de făcut este să puneți mâna pe o carte de bucate și să includeți aceste alimente în meniul din noaptea de anul nou.